Bine v-am regăsit, dragii mei, din Zodia Capricorn. Haideți să facem previziunea în zarul pentru luna decembrie 2019. Să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste. Capricorn, dragoste, decembrie 2019. Bun. Pentru cei care ați avut de-a face cu o persoană care v-a folosit pe partea financiară, o persoană destul de interesată financiar, o persoană care s-a jucat foarte mult cu voi, o persoană destul de violentă, destul de manipulatoare, care s-a despărțit de voi pur și simplu în momentul în care n-ați mai fost de acord sau nu i-ați mai făcut pe plac, pentru cei care ați avut de suferit foarte mult după această persoană, sunteți în această situație, să știți că voi sunteți cei care veți râde la urmă. După toată această suferință, pur și simplu ați renunțat, v-ați resemnat, ați considerat că gata, este momentul să treceți mai departe. Și se pare că în momentul când veți trece mai departe, dreptatea va fi de partea voastră, vi se va face dreptate, pentru că această persoană acolo unde a plecat a avut impresia că o să plece undeva bine. Însă această persoană se întoarce la voi cu coada între picioare, părându-i rău pentru ce a făcut, dar nu o să mai reușească să se întoarcă la voi pentru că nu mai acceptați această persoană. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie sau căsătoriți sau într-o relație stabilă, se pare că aveți o problemă legată de bani împreună cu partenerul sau cu partenera. Responsabilitățile sunt de partea dumneavoastră. Persoana cu care aveți de a face este o persoană imatură, o persoană leneșă, o persoană care nu dorește să facă nimic. O persoană care stă degeaba și așteaptă la voi totul. O persoană care este și violentă verbal cu voi. O persoană care vă vorbește foarte urât, se comportă foarte urât, este o persoană vicioasă, o persoană care umblă foarte mult, o persoană infidelă. Dar văd pe undeva că familia acestei persoane influențează persoana iubită să se poarte astfel cu voi. Cumva este ceva din partea familiei lui sau familiei ei. În luna decembrie văd că vreți să puneți această persoană să ia o decizie între dumneavoastră și familia lui sau familia ei. Deja nu mai suportați această situație și ba mai mult doriți să împingeți această persoană să facă ceva pentru a-și câștiga existența. Bun, pentru cei care sunteți singuri din Zodia Capricorn, pentru voi văd o situație în care în ultima vreme v-ați axat foarte mult pe carieră, job, partea financiară. Cumva, să știți că mulți dintre voi sunteți manipulați de către cineva, poate să fie cineva din familie sau poate cineva foarte apropiat vouă. Însă vă este teamă să fiți cu persoana pe care o iubiți din trecutul vostru sau vă este teamă pentru cei care nu aveți pe nimeni să cunoașteți pe cineva nou? Simțiți, pur și simplu sunteți, aveți un complex de inferioritate, ați dezvoltat lucrul acesta, sunteți foarte anxioși, nu aveți încredere în voi. Ceea ce veți face în luna decembrie este să începeți să aveți din nou încredere în voi pentru că sunteți persoane frumoase, persoane deosebite, persoane care meritați să fiți iubite și să cunoașteți pe cineva nou. Bun, haideți să extragem și niște cărți pentru Capricorn, decembrie, dragoste. Bun, văd o situație aici în care este posibil, dacă sunteți doamne, să aveți de-a face cu doamne căsătorite, să aveți de-a face cu un bărbat care este la rândul lui într-o altă relație sau căsătorit. Cumva vreți să terminați relația cu persoana oficială și să fiți cu acest bărbat. Însă aveți foarte mare grijă pentru că acest bărbat este posibil să fie puțin viclean. Trebuie să aveți foarte mare grijă. Iar dacă sunteți domni și aveți și sunteți căsătoriți și aveți de-a face cu o femeie care este într-o altă relație, să știți că această femeie vă iubește sincer și dorește să părăsească această persoană pentru dumneavoastră. Însă văd că și voi la rândul vostru ori sunteți în divorț, ori încercați să terminați relația cu partenerul oficial, dar aveți foarte mare grijă că aceasta vă face lucruri oculte ca să vă țină lângă el sau ca să vă țină lângă ea, mă scuzați. Aceasta a fost previziunea în zarul pentru Zodia Capricorn pentru luna decembrie 2019 în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.